S-a născut fix aici, fix aici la Timișoara, atunci când eram voluntar la casă de copii în Fraiburg, la 19 ani. Pentru că atunci am înțeles că dacă instituțiile publice nu funcționează, cum era atunci cazul cu protecția copilului în acești ani, dacă instituțiile publice nu funcționează, vieți sunt distruse într-un mod foarte concret. Și asta m-a motivat pe mine atunci, m-a determinat să studiez științe politice și administrative. Și am devenit din ce în ce mai curios și nevoia mea de a înțelege cum funcționează sau cum nu funcționează administrația publică m-a dus până la Liberia, unde mi-am scris teza de masterat și am vrut să văd într-o situație foarte extremă, într-o țară tocmai ieșită din război, cum poate funcționa o administrație. Și concluzia mea atunci era dacă la vârful unei instituții este cineva care își asumă responsabilitatea pentru performanța instituției, atunci această instituție poate livra rezultate, chiar și în cele mai adverse circunstanțe. Dacă la vârf nu este această persoană care își asumă, atunci nicio șansă. Există un proverb pe care îl știți toți, care exprimă aceeași chestie, veștile se pute de la cap. Uneori mă întreb de ce a trebuit să termin la facultate ca să ajung la concluzia asta. Așa e în știință, în știință. Peștele se pute de la cap. Și dacă mă întrebați de unde am eu încrederea că putem într-adevăr schimba ceva, nu doar niște promisiuni cu pasaje și poduri, că putem într-adevăr schimba ceva, atunci asta este răspunsul meu. Noi, cei din USR Plus, ne asumăm cum nimeni nu și-a asumat aici în Timișoara în ultimii 30 de ani. Ne asumăm o reformă profundă a administrației locale, a poliției locale, în instituțiile culturale, în societățile comerciale din subordinea Consiliului. Ne asumăm asta. Ce înseamnă asta concret? Înseamnă, în primul rând, transparența radicală. Transparența radicală. Și această transparență va fi arma noastră cea mai puternică împotriva nepotismului și corupției. Vom aprinde reflectoarele și vom opri opacitatea intenționată cu care anumite grupuri de interes din clasă politice, din clasă politică își apără privilegiile. Și vă dau un exemplu concret. În Timișoara nu există o listă, și chiar așa, e alucinat, dar chiar așa. În Timișoara nu există o listă a patrimoniului orașului. A apartamentelor, a clădirilor, a terenurilor deținute de primărie. La cine sunt concesionate sau închiriate, la ce preț? Nu știm. Noi vom face această listă și multe alte liste, chiar dacă durează un an să mergem prin toate hârtiile și contractele și CF-urile și o vom pune pe net, pentru că aceste informații sunt ale noastre tuturor. Un proiect și nu când deciziile sunt luate deja. Vom transforma primăria Timișoara într-o instituție deschisă, pentru că un oraș în secolul 21 cu interese și perspective atât de diverse nu mai poate fi guvernat după mofturile unui singur om. O să promovăm noi forme de colaborare între administrație și mediul privat și academic și vom avea grijă să ascultăm vocea tinerilor și seniorilor și persoanelor cu dizabilități și a comunităților marginalizate. În al treilea rând, digitalizare completă. Mult prea multe hârtii se plimbă aiurea prin primărie și mult prea mulți cetățeni pierd prea mult timp plimbându-se după aceste hârtii. Digitalizarea este marea speranță a generației noastre. Nu doar să revoluționeze relația între cetățeni și stat, ci și să eficientizeze administrația publică. Dacă ar trebui să vă dau un singur motiv, iarăși, de ce cred că vom învinge în lupta noastră cu caracatiță birocrației românești, acest motiv este digitalizarea și posibilitățile datelor deschise. Asta este șansa generației noastre ce alte generații nu au avut înainte.
Și asta se leagă frumos de a doua prioritate. Afirmăm tradiția timișoreană de inovare și creativitate. Timișoara a fost odată avangardă și trebuie să devină din nou. Nu din orgoliu, ci din necesitate. Prosperitatea unui oraș, pentru prosperitatea Timișoarei în anul în care Ari va face 18 ani, cel mai decisiv factor va fi capacitatea noastră să nu doar gestionăm greșelile trecutului, ci de fapt să găsim răspunsuri noi, soluții inovatoare, să găsim, să facem fața provocărilor de mâine. Și sunt trei parteneri pe care îi văd, alături de care Timișoara ar trebui să-și definească acest profil de oraș al inovației. În primul rând, universitățile. Timișoara trebuie să devină cel mai important centru universitar din România, în afară de București. 32.000 de studenți, în cursul 54.000. Locul 4. Nu, numărul studenților tot scade și e grav. Dar universitățile noastre pot fi ingredientul magic pentru inovarea și dezvoltarea. Ele pot atrage tineri în căutare de oportunități, ele pot atrage companii ce doresc să investească, ele pot atrage start-up-uri inovatoare. Pentru asta, cred eu, este nevoie de un consorțiu universitar timișorean. Cele patru universități timișoreane nu trebuie să concureze ele între ele, ci cu alte universități din țară. Și da, sunt foarte conștient că primarul are un rol foarte limitat, formal vorbind, în chestia asta. Eu, ca și om de științe politice, cumva întotdeauna mă întreb, asta e rolul meu sau nu e rolul meu? Dar eu cred că, dincolo de acest rol formal, avem nevoie de un primar care își chiar va asuma importanța profilului universitar al Timișoarei. Cred că trebuie să lucrăm împreună ca să atragem investiții în infrastructură de cercetare. România va primi peste o jumătate de miliard de euro pentru patru noi instituții de cercetare și eu doresc foarte mult ca Timișoara să candideze măcar pentru unul dintre aceste patru instituții noi de cercetare. Al doilea partener pentru un oraș inovator, mediul economic privat. Vrem ca Timișoara în 2030 să fie capitala tehnologică a României. Asta cere ca primăria să devină un partener deschis și de bază pentru mediul de afaceri, nu în ultimul rând, prin debirocratizarea proceselor de autorizare, care acum, înțeleg, pot să dureze și un an, chiar dacă ar trebui să dureze doar o lună. Totuși, cu 11 luni înainte de anul 2021, cea mai uriașă șansă de a repune Timișoara pe harta culturală a Europei pentru următoarele decenii. Mulți oameni din cultură timișoreană sunt frustrați și descurajați. Va trebui să punem susținerea creativităților în prim plan politic, printr-o coerentă politică culturală definită împreună cu comunitatea culturală și nu împotriva ei. Asta e valabil și pentru instituțiile culturale ale orașului, care trebuie să devină magneți artistici, dar și pentru actorii independenți din cultură, fie ei trupe de muzică, teatre independente sau sculptori sau pictori care vor modela imaginea Timișoarei în lume în forme pe care încă nu le știu. Au nevoie de finanțări transparente și de o infrastructură culturală pe bune. Și un ultim punct aș vrea să spun în capitolul ăsta. Viitorul Timișoarei este legat de o prezervare demnă a istoriei sale și aici vorbesc despre patrimoniul nostru arhitectural. Spațiul din Piața Traian, unde a fost până acum câțiva ani biroul de informare a cetățenilor privind restaurarea clădirilor, stă gol și părăsit de câțiva ani. E o așa, la parter, e o clădire frumoasă. Mai sunt afișele de atunci. E ca un monument al nepăsării administrative într-o zonă istorică, în paragină absolută. Chiar
putem să ne imaginăm cum o să arate moștenirea arhitecturală a Timișoarei după încă 10 ani de dezinteres politic. Și nu e nevoie doar de bani, supraimpozitarea e doar o mică parte a soluției. Ce lipsesc sunt mai ales proceduri simplificate și consultanță tehnică pentru asociațiile de proprietari. Ce au reușit alții, putem reuși și noi, Timișoara istorică, poate și trebuie să strălucească din nou. Și a treia prioritate este conectăm oamenii cu un sistem modern de mobilitate urbană. Și poate la niciun alt capitol nu este atât de important să avem o viziune pentru cum am dorit să fie lucrurile în 2030, ca la fel, la cel al traficului și mobilității. Felul în care rezolvăm azi problemele de trafic determină felul în care ne vom deplasa în viitor. Și, din păcate, administrația actuală ne ține prizonieri într-un cerc vicios de a da prioritate absolută traficului auto, o greșeală pe care au făcut-o orașele din Occident acum 40 sau 50 de ani. Domn primar, vă rog să înțelegeți o singură chestie, o formulă foarte, foarte simplă. Înmulțirea benzilor auto nu reduce, ci înmulțește numărul mașinilor care circulă pe ele. Alternative mai bune, să putem merge pe jos, să putem folosi bicicleta, să putem folosi transportul în comun. Toate în siguranță și confort. Eu personal nu am avut niciodată în viața mea o mașină. Și nu pentru că eu am fost prea sărac sau din motive ideologice, pur și simplu pentru că mereu am avut norocul să trăiesc în orașe în care nu am avut nevoie de o mașină ca să mă deplasez rapid și confortabil. Și pentru mine a fost un lux să nu îmi trebuiască o mașină. Și aș dori ca Ari, în 2030, să aibă și el luxul de a avea o mașină, pentru că așa alege el, nu din necesitate. Și o altă chestie ce trebuie să clarificăm, nu noi aici în sală, dar alții, pentru întotdeauna pietonii, bicicliștii și oamenii care merg cu transportul în comun, nu sunt dușmanii șoferilor, sunt aliaților cei mai buni, pentru că ei sunt cei care ne scapă pe noi toți de congestie și poluare. Deci, haideți să dezvoltăm orașul, în primul rând, în jurul pietonilor. Și da, asta începe de la trotuare pe care să poți merge chiar și în călător de copil sau cu un scaun rulant. Haideți să dezvoltăm o adevărată rețea de piste de biciclete sigure. Ele nu sunt mofturi unor hipster, ci fac parte din infrastructura unui oraș civilizat. Și nu, domn primar, o dungă pe trotuar, încă nu este o pistă de bicicletă. Și aș vrea să ne propunem, noi ca timișoreni, asta nu e o promisiune electorală, aș vrea să ne propunem ca în anul 2030 să fie zero pietoni sau bicicliști care mor în traficul timișorean. Trebuie să regândim fundamental felul în care împărțim spațiul public. Haideți să modernizăm radical transportul comun din Timișoara. În minunata monografie istorică a lui Nicolae Ieșu, tatălui Puiului Ieșu, despre Timișoara, am citit că în... Am citit în această monografie că în anul 1919, acum 101 de ani, tramvaiul din Iosefin până în fabric făcea 32 de minute. Nu sunt sigur cât de mult a evoluat transportul în comun de atunci. Pentru anul 2030, ambiția noastră ar trebui să fie ca cel puțin 40% din călătoriile timișorenilor să fie făcute cu mijloace de transport în comun. Asta presupune investiții masive, benzi dedicate, noi linii și da, asta presupune și un tren metropolitan cu care să ajungi la Timișoara din Lugoj sau din Giacomo. A da prioritate transportului alternativ, pentru că presupun că toți sunteți și șoferi. Asta, apropo, e partea amuzantă. Noi toți suntem
suntem și șoferi pieton, unii și bicicliști, nu există categoria oameni care sunt doar o singură chestie. Deci a dat prioritate transportului alternativ nu înseamnă că vom neglija sau ignora infrastructura auto, dimpotrivă. Eu cred că în loc de lărgirea, aiurea a unor șosele existente care costă mult bani, trebuie să ne concentrăm energia și resursele pe închiderea inelelor de circulație. Iar finalizarea urgentă a centurilor sud și vest va fi prioritatea zero pentru diplomația timișoreană la București, pentru că până la urmă și asta trebuie să facă un primar, să fie un diplomat luptător pentru interesele orașului Bucovina. Și întreb de Timișoara de altă dată, îmi spun că Timișoara a fost orașul florilor, orașul parcurilor, orașul curățeniei. Și oameni ca Carol Terbi sau Vilăniune au înțeles că oricare ar fi avantajele unui oraș, oamenii mereu au nevoie să-și păstreze legătura cu natura. Și avem mai multe nevoie ca oricând să ne reamintim de această tradiție timișoreană. Și în același timp, trebuie să o traducem în realitatea secolului 21, când încălzirea globală nu este doar un fapt ecologic la care trebuie să ne adaptăm, ci este și un megatrend economic care va restructura total economia globală, iar noi trebuie să ne pregătim pentru asta. Și cu atât mai bine că ne vom crește calitatea vieții în același timp. Timișoara viitorului este un oraș verde, un oraș de beton și asfalt și un oraș cu aer curat și spații publice curate. Și mi se pare foarte interesant că în filmul anterior, care nu era regizat, am rugat oamenii să ne trimită dorințele lor, cred că curățenia, aș spune, a fost pe locul întâi. Îmi doresc ca în 2030 Timișoara să fie un candidat credibil și puternic la titlul de capitală verde a Europei. Vom proteja și crește zonele verzi, atât în cartiere, cât și dincolo de granițele administrative ale orașului, acolo iarăși venim cu gândirea asta de zona metropolitană. Vom transforma Bega într-un coridor verde extins și întreținut, cu zone de promenadă atractive și terenuri de sport, accesibile și disponibile tuturor timișorenilor. Și putem să amenajăm toate canalele în jurul Timișoarei, care acum sunt pline de gunoaie, în coridoare verzi-albastre pentru floră și fauna. Timișoara următorului deceniu va fi un oraș european și în ceea ce privește energie curată și eficiență energetică. Administrația noastră va juca un dublu rol. Vom investi în eficientizarea energetică a clădirilor publice și vom acorda o atenție deosebită parteneriatelor cu asociațiile de locatari pentru a crește eficiența termică a blocurilor vechi. Iarăși, o să auziți în campanie marile realizări în ceea ce privește anderoparea blocurilor. Au fost 100 de blocuri reabilitate din, nu știu, 5.500 și alte orașe au reușit mult mai mult fix pentru că au lucrat cu asociațiile de proprietari și nu au așteptat să vină oamenii la ei. Și da, vom restructura sistemul centralizat de termofitare al orașului, această gaură neagră, care este politizată până la rădăcină, are nevoie de un nou început, atât tehnologic cât și managerial. Cel puțin eu nu pot să-mi imaginez să tot băgăm bani, doar vinerea trecută, încă o dată 9 milioane de euro, fără măcar să cerem un plan cum să ieșim din această situație. Poate pare ciudat să menționez două grupuri anume din societate care au prioritate pentru viitorul orașului, pentru că, până la urmă, vreau să fiu primarul tuturor. Și totuși sunt convins că trebuie să definim ca o prioritate strategică pentru viitorul Timișoarei scopul explicit de a crea un oraș, mai ales pentru copiii noștri și pentru părinții sau bunicii noștri. Pentru că doar așa putem construi un oraș din care arii să nu mai vrea să plece. Doar dacă își poate imagina să aibă el copii aici, să-și crească copii în Timișoara și dacă își poate imagina să îmbătrânească aici. Și de un astfel de oraș vom profita cu toții, de fapt, nu în ultimul rând, și persoanele cu dizabilități. Eu văd trei pârghii importante pentru această direcție strategică.
educație, sănătate și spațiile de recreere. Și recunosc că mi-e greu, ca și om politic local, să vorbesc despre educație. Să vorbesc cu încredere de o viziune pentru viitorul educației în Timișoara, fiind conștient că sistemul educațional în România e la pământ și sunt atât de multe lucruri de reparat, care sunt mult dincolo de puterile unui primar. Dar așa cum fiecare părinte se luptă ca un leu pentru copilul lui, așa aș vrea să ne luptăm și noi, să ne ambiționăm, noi timișorenii, să facem tot ce ne stă în putință, să dăm copiilor orașului educația cea mai bună posibilă. Nu concep Timișoara fără o infrastructură sanitară modernă și performantă și da, asta include și un nou spital municipal. Pe termen mai scurt, cred că putem da o nouă viață centrelor de permanență prin dotări și aparatură mai performante. Locuitorii vor avea servicii multiple în cartierele lor și așa reducem presiunea pe secțiile de urgență ale spitalelor timișorene. Sănătatea noastră individuală, dar și sănătatea noastră ca și o comunitate, depinde și de spații pentru recreație și sport. Și am vorbit cu foarte mulți părinți în ultimul timp care m-au rugat să susținem sportul pentru toți, nu doar sportul de performanță, să dezvoltăm infrastructură sportivă din cartiere, la terenuri de fotbal, la bazine de înot. Și seniorii Timișoarei au nevoie de centre dedicate lor în care să poată învăța despre tehnologie moderne, să socializeze sau să petreacă timp alături de generațiile mai tinere și da, de ce să nu facem centre de seniori fix în clădiri unde sunt și grădinițe. Până la urmă, dragi prieteni, și cu asta mă apropii de sfârșitul acestei prezentări, de ce este nevoie pentru ca un oraș să fie viu, iubibil, dacă îmi permiteți să folosesc acest cuvânt, de ce este nevoie ca să ne putem simți cu adevărat acasă? Cred că totul se reduce la conexiune. Noi, oamenii, ne putem atinge și chiar depăși potențialul doar atunci când nu suntem izolați, ci conectați. Așa că viziunea noastră pentru Timișoara este aceea a unui oraș de conexiune. Vom conecta cartierele cu centrul. Vom conecta orașul cu zona metropolitană. Vom conecta zona metropolitană cu Europa. Vom conecta administrația locală cu cetățenii. Vom reconecta Timișoara cu trecutul ei și o vom conecta din nou la viitor. Vom investi în infrastructură de mobilitate și conectare la propriu. Vom conecta orășenii de natură. Vom conecta generațiile. Și când spun vom, chiar mă refer la noi toți, pentru că acest oraș al anului 2030 nu va fi construit de mine și nici de USR și nici de Plus, ci de noi toți. Eu nu promit că voi rezolva toate problemele Timișoarei, dar pot promite că vom pune la dispoziție toate resursele unei administrații profesioniste și deschise, astfel încât comunitatea locală să-și poată construi acest viitor la care visăm. Sunt, evident, tare multe de făcut pentru ca Timișoara 2030 să semene cu imaginea care am încercat să o conturez. Poate pe alocuri această viziune vi se pare un pic îndrăzneți. Dar e timpul să fim îndrăzneți. Naivi nu suntem noi. Naivi sunt cei care cred că putem obține alte rezultate cu aceeași clasă politică care mai peticește pe aici, pe acolo, ca să dea impresia că măcar face ceva. Și lipsa de pretenții ce se ascunde în acest măcar e dureroasă. Ambiția noastră, la potențialul Timișoarei, nu la refuzul nostru de a mai avea așteptări. Dar e timpul să fim îndrăzneți. Frumusețea Timișoarei o datorăm îndrăzneii lui Carol Telbis de a dărâma fortificațiile orașului. Un pic mai aproape microfon. Sunt foarte multe probleme, spuneam. Trei ani de zile, înainte cu mătiei Timișoarei,
Timișoara, același plan de dezvoltare. Tras la Indigo. În fiecare an, din păcate, observăm cu resemnare, aș putea să spun la un moment dat, că nu se face nimic. Anul trecut, mi s-au asfaltat aproximativ 200 de metri de trotuar. Asta a fost dezvoltarea în cartier. În rest, avem promisiuni. Promisiuni frumoase din 4-4 ani, dar care nu încălzesc cetățenii din cartier. Noi ne dorim mai mult de atât, nu vrem să fim mai plătitori de taxe. Din păcate, asta considerăm că suntem doar niște plătitori de taxe. Pentru că niciodată noi nu avem un feedback la propunerile noastre. Toată comunicarea cu primăria este strict pe niște formulare care le trimitem online sau formulare care le depunem la Camera 12. Nu avem niciun răspuns la primărie. Iar nevoile noastre nu se regăsește cu viziunea primăriei. Niciodată nu s-au n-au ținut cont efectiv de ceea ce își doresc cetățenii din cartier către administrația locală. Și până la urmă, primăria este a tuturor a cetățenilor. Sunt multe de făcut în cartier. Nu pot să spun acum că nu avem pistă de biciclete, ceea ce fiecare an ne cerem. Nu avem loc de joacă pentru copii, școala nu este modernizată, asfalt, canalizare, trotuar. Sunt foarte multe. Suntem un cartier mic, vechi, dar suntem în cartier al Timișorii. Suntem de peste 100 de ani al Timișorii. Mai întâi vă mulțumesc că m-ați invitat. Ai spus puțin înainte că e curaj să ne asociem așa. Eu zic că suntem niște oameni liberi și asta nu necesită curaj. Înseamnă că ne întâlnim în idei și când ne despărțim, ne-o spune. Eu aș răspunde la această întrebare, pornind de la cartierul meu mai întâi, eu locuiesc familia mea în cartierul Mehala. Când zici Mehala, știi foarte bine că era cumva un sat. Făcut pe placis, nu pe șanțul ăla de apărare care s-a umplut cu pământ și a devenit locuibil, dar niciodată în acest cartier casele n-au putut avea beci, pentru că apa preadică este prea sus. Cartierul Mehala, în momentul de față, este, iată, aproape de centru. E plin de vile, casele mici cu grădini mari au fost înlocuite cu vile adeseori extravagante și greu de locuit, pentru că, hai să recunoaștem și asta, nu prea ne învață nimeni cum să locuim. Ne facem case mari, care după aceea ne costă. Eu mi-am pus următoarea întrebare. Sigur că Timișoara a fost un oraș al orașului. Adică Iosefin, Elisabetin, Freiburg, toate astea au fost micuțe comunități ca niște orașe. Pentru că erau în jurul unor etnii, pentru că iată, fabrica a fost întotdeauna un loc al sârbilor și al evreilor. Cartierul meu, Mehala, a fost un loc al sârbilor mai întâi, după ce au venit nemții și ungurii și s-a amestecat. Aceste locuri, aceste cartiere erau comunități. Și eu am pus această întrebare și îți o pun și ție, pentru că ai vorbit despre un cartier de care te îngrijești și de care te și îngrijorezi. Mai sunt aceste cartiere comunități? Eu abia dacă cunosc 10 oameni de pe strada mea, nu din cartier, și sunt o persoană comunicativă. Stau de vorbă cu oamenii și prin... Pentru că, dintr-o jurnalistă, în general, sunt dispusă să stau de vorbă cu oamenii. Unde să se cunoască oamenii ăștia? Păi, poate la biserică. Dar nu se cunoască acolo. Oamenii nu se întâlnesc acolo și dacă se duc la biserică, nu își vorbesc acolo. Deci e o problemă asta. Mai sunt cartierele comunități, mai pot să cer oamenilor să spună ce vor, în afară de lucrurile de bază. Da, canalizare, apă, curent, curățenie și lucrurile astea pe care le cer de la primărie.